Putem să începem, că deja este și 20. Presupun că aceștia sunt toți invitații. Cred că pot vorbi și fără microfon, că se aude destul de bine. Bine ați venit la ultima seară a ciclului nostru de film creștin și patriotic dedicat eroismului și conservării identității naționale prin cinema, prin cultură și dedicat, desigur, Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii școlii brâncovenești. Ciclul de filme semnate de Nicolae Mărginanu, pe care vi l-am prezentat, va avea astăzi ca punct final Cardinalul, un film făcut în 2020. Vă mărturisesc, când văzusem pentru prima dată Binecuvântată fi închisoare, deci film acum realizat acum aproximativ un deceniu și ceva, credeam că acela va fi punctul de maxim al lui Nicolae Mărginanu în privința filmului istoric și de meditație creștină, morală și politică. Culmea că același lucru îl credea și maestrul, am citit asta după aceea într-un interviu. Și este extraordinar cum de la un maxim al carierei sale, maestrul a știut să urce în continuare, nu să coboare, ci să urce încotro, rafinând personajele de plan secund, rafinând emoțiile, surprinzând diferite alte gesturi esențiale, pentru că, într-adevăr, această istoriile din spatele cortinei care s-a pus peste România arestată sunt aproape infinite, poveștile sunt inepuizabile, rafturile cu memorii ale închisorilor comuniste și nu numai, ale nedreptăților suferite de eroi acestui neam, începând cu debutul secolului 20, sunt aproape inepuizabile. Și Nicolae Mărginanu are talentul acesta de a se apropia de teme diferite din istoria suferințelor neamului, cu aceeași sensibilitate, apropiere, obiectivitate. În acest film, subiectul este tot martiriul temnițelor comuniste, dar este centrat pe un personaj despre care poate că pe nedrept nu mai știm aproape sau știm foarte puțin, e vorba de episcopul Iuliu Cosu, este vorba de un subiect delicat, membri reprezentanții Bisericii Greco-Catolice, a existat o perioadă când au fost forțați de autoritățile atee ale vremii să treacă la ortodoxie. Era o aberație totală care până la urmă era o lovitură ascunsă împotriva ortodoxiei, dar unii se supuneau, alții nu, oricum a ieșit o degringolantă în biserică și s-a accentuat un conflict între biserici care de obicei era aplanat în România, deci românii erau tot timpul s-au obișnuit să conviețuiască pașnic și niciodată românii din Ardeal nu au impus ortodox și nu au impus confesiunea lor altora. Ei, aici, din amvonul unei forțe, unor forțe politice atee, s-a încercat acest lucru până la urmă pentru a compromite imaginea unei biserici majoritare. Deci avem în față un personaj luminos despre care prea puțin știm. Deci, efectiv, simțim nevoia să ne luăm notițe de istorie văzând acest film și suntem compleșiți de câte lacune avem, chiar dacă am învățat istoria la școală. Nu știu câți dintre dumneavoastră știați sau ați învățat despre celebrul discurs rostit de acest episcop cu ocazia unirii de la Alba Iulia. Sunt momente istorice unice, momente pentru care alții s-au răzbunat foarte rău. E vorba de vendete ale ungurilor din România, despre care iarăși se vorbește puțin, ale unor studenți unguri
să zicem, alimentați de filiera aceasta iredentistă, care la un moment dat explodează. Apoi vedem alte explozii de furie din alte părți. Sunt subiecte despre care s-a scris foarte puțin, foarte incomode. Nicolae Marginanu are talentul de a le prezenta echilibrat, foarte echilibrat, adică sunt subiecte tabu aproape pentru oricine, dar iată că ele sunt spuse aici. Avem o întreagă panoplie de personaje eroice în felul lor uitate. E vorba de un fotograf al Unirii de la Alba Iulia, iarăși cu un destin tragic, de alte personaje ale scenei politice a vremii, care iarăși au suferit foarte mult în temnițele noastre și despre care nu mai știm aproape nimic. Vom avea ocazia să cunoaștem și actori deosebiți. Nicolae Marginanu are și talentul acesta de a descoperi actori valoroși, ascunși pe la câte un teatru de provincie, care își fac acolo treaba foarte bine, dar câte vreme nu este o peliculă cu vizibilitate națională, cel puțin, sunt foarte puțin cunoscuți. Veți vedea actori de mare valoare, despre care doar acum poate că aflăm, în interpretări unice, interpretări de o mare încărcătură emoțională și cum rar se mai face acum în cinematograful românesc, unde ați văzut că în general se merge pe o emoție minimalizată la extrem, dar și pe sentimente minimalizate la extrem și pe sensuri reduse cât mai mult, aproape tinzând către zero. Aici, din potrivă, vom avea, bine, nu chiar un maximalism al istoriei, dar vedem un cinematograf de anvergură, vedem un regizor în stare să îmbrățișeze epoci istorice întregi în toată complexitatea lor. Frescă istorică, bine conturată, cu probleme ale epocii, probleme spinoase de care noi am uitat sau poate că nici nu ni s-a spus la școală, bine documentate, fără clișee, fără vendete, fără maniheisme din acestea să îi portretizeze pe unii în alb, pe alții în negru, cum vedem la mulți regizori și nu doar la cei mediocri, ci la cei premiați, că uite, toți comuniștii au fost buni, toți fașiștii răi sau invers, sau știu eu, românii, ungurii, alte națiuni conlocuitoare, că unele ar fi bune și altele rele. Nu totul este nuanțat, peste tot în spate se ascunde o dramă umană. Asta este frumos la Nicolae Marginanu, cu toate că maestrul este foarte preocupat de politică, de istorie, de recuperarea, cum am spus, unei istorii puse la zi și arestate, nu rămâne în clișeisme, nu se înrăiește din cauza acestor nedreptăți pe care le prezintă, și tot timpul pentru maestrul Nicolae Marginanu contează omul, profunzimea umană, suferința omenească, care poate fi întâlnită atât într-un român, într-un ungur, într-un evreu, într-un comunist, într-un capitalist și așa mai departe. Deci chiar dacă există o coloratură politică, chiar dacă această coloratură ne-a făcut bine sau rău într-un anumit moment istoric, personajele nu rămân la nivelul clișeului, ci se merge în adâncime. O să vedeți, este un film cu multe povești de viață, cu multe momente de suferință și individuală, dar și spectacol colectiv, și sunt multe momente de frescă națională pe care le vedem pentru prima dată prezentate într-un film. De aceea avem și un film de ficțiune, o poveste, un film istoric, cât și un film document, și fragmente din el cu siguranță că pot alimenta orice cronică națională a istoriei României secolului 20. Vă urez vizionare plăcută. După film vom avea un scurt recital poetic cu un titlu generic, România medievală. Nu o să vă țin foarte mult, iarăși o mică pauză de respiro și ultimul film, cum vedeți în program, este Cetatea Novgorodului. Bun, haideți să purcem. Doamna Irina, dacă îmi permiteți doar un minut ca o completare la cele spuse de dumneavoastră, vis-a-vis de momentul care la un moment dat a fost obligativitate,
adresată, nu-i pare spus, poate catolicilor să revină la ortodoxie. Acum e emblematică îngăduința poporului român față de orice altă religie și față de libertatea omului în general. Dar să punctăm, mai ales că Brâncoveanu a fost contemporan cu perioada în care Ardeal a fost catolicizat cu forță, știți foarte bine, generalul Bunem a dărâmat cu tunul 190 de biserici. Și mai mult decât atât, de asta am vrut, nu putem să facem nicio atingere personajului din acest film, importanța lui Luhosu, a portului la Marea Unire și a tuturor altor oameni și prezenți astăzi în viața românilor. Deci nu aducem o atingere credinței lor. Dar fiind ziua Brâncoveanului, trebuie să punctăm și adevărul istoric că Vaticanul e principalul responsabil de mazirirea brâncoveanilor. Deoarece Brâncoveanul se opunea catolicizării Ardealului, a rămas și astăzi în mustrea de la Sâmbăta. Deci, în numele adevărului istoric, zic, e bine să punctăm lucrul ăsta și să fără a fi... Bun, aceea e o problemă istorică complicată, eu nici n-am abordat-o, desigur. Bine, sunt și grecii ca primă linie, sunt multe linii, sunt linii complicate. Sigur că aici mai bine istorici ar vorbi, eu nu abordez asemenea teme istorice, dacă ar fi fost o temă prezentată în cinema, aș fi abordat-o din perspectivă cinematografică. Aici, sigur că... E clar cine și-a băgat poate. Da. Cine e specialist? Da. 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 Sunt bun, după care parcă simți nevoia să rămâi în picioare. Deci îmi pare rău dacă unii au ieșit din sală sau s-au tulburat că sunt greco-catolici în prim plan. Vedeți că nu asta mesajul, este mesajul filmului. În primul rând, vedem cât de complicată este istoria, cât de specifice sunt toate contextele și că peste tot rămâne în picioare un lucru, demnitate umană. Despre asta este vorba, despre demnitate din care îți vine și curajul. Da, capacitatea de a, curajul de a-ți exercita libertatea spirituală, libertatea conștiinței, atunci când ți se impun presiuni din afară. Nu cunosc un regizor care să realizeze o asemenea caligrafiere în detaliu a istoriei, cum o face Nicolae Mărginanu. Cum v-am spus, vedem o frescă atât de amplă a unor personalități, a elitei noastre politice în special și clericale în acest film, portrete fără ca ele să fie de dicționar, ci dimpotrivă foarte apropiate, foarte intime, este de apreciat și puterea asta a actorilor de a se apropia de personalități atât de importante, dar și a scenariștilor de a scrie partituri, deci e vorba de replicile care sunt scrise și de a compune scene foarte umane cu personalități atât de mari, se vede că e vorba de oameni care sunt ei și apropiați de istorie, de spiritul istoriei și că au simțit din lăuntru pulsația vieții acestor personalități, dincolo de faptul că probabil că au citit memorii, cronici ale vremei. Poftiți? Au jucat prea bine. Au jucat foarte bine cu toții. Este un film de zile mari. Bine este și modul ăsta de a pune în cadru, de a lumina în clar-obscur, cu care accentuează psihologismul. Așa se făcea film în special în anii 60, când alb-negrul încă era în floare și când se purta cinematograful psihologic, s-a cam scos din modă genul ăsta de a filma, și dar și abordarea psihologică a personajelor sunt lucruri de luat notițe și ați văzut mesajul până la urmă e una din ultimele replicitate ale lui Iuliu Hosu, așa cum suntem noi îmbrățișați cei doi episcopi, așa trebuie să fie îmbrățișați toți românii și vedem într-adevăr un model extraordinar de curaj și demnitate și o interpretare extraordinară prin discreție. Nu, deci e discreția unui personaj care face fapte mari în situații extrem de dramatice, dar rămâne el însuși. Și vedeți că este, deci nu e doar Iuliu Hosu în prim plan, dar este și acest tablou colectiv foarte bine și discret punctat de acești eroi ai elitei noastre
politice în special și religioase, dar și tablourile acestea ale gardienilor, care sunt tot mai nuanțați, schițate, în bine, pornind tot de la binecuvântată fie închisoare, care și ei au personalitatea lor și evoluează oarecum nu după niște clișee, ci după legile, hai să zicem, ale firii omenești. Nu o să avem foarte mult timp să discutăm despre filmul acesta, vă spun, vă recomand, cumpărați de la Ager Film, de acolo, dacă vreți să vă revedeți, că acum nu se va putea. După asta vom avea un film, aici rușii erau cei care înjurau și erau oamenii răi, va veni acum, nu chiar invers, că românii nu vor fi, dar oricum va fi un film în care, centrat totuși pe elementele de eroism și noblețe ale Rusiei, la fiecare popor putem găsi așa ceva. Aveam aici niște unguri, dar există mult cinema unguresc de calitate și cinematograf care ne învață demnitatea și demnitatea în politică și în istorie. Deci fiecare popor are foarte mult de spus și măcar să rămânem în sânul ăsta al este europenilor, să ne cunoaștem mai bine unii pe alții, ca să ne înjurăm mai puțin unii pe alții și tot ar fi bine. Cum s-a numit film? Cardinalul. Cardinalul. Da, Cardinalul de Nicolae Marginanu, da. Acum, deci o să îmi permit să închid un pic monitorul. Va fi un moment poetic pe care vi l-am promis de mult. Hai să vedem, să sperăm că este destulă lumină pentru acest lucru. Trebuie să aprinde becul? Copil? Da, ar fi bun becul din spate, cred că ar fi foarte bine, da. Momentul poetic până în 20 de minute, un sfert de oră, 20 de minute. Așa, după aceea va mai fi o pauză de 5 minute, să zicem așa, și vedem filmul și vă prezint filmul următor. Sau la cât se închide, la 7 sau la cât? A, este bine, deci 20 de minute momentul poetic, e 61 sfert și după aceea putem face, sau puteți face o pauză de masă sau măcar să vă comandați aici, la poate sau în altă parte, da. Da, este foarte bine, poate coborâm pentru 10 minute sau așa ceva, da. Bine. Este bine lumina? Da, este foarte bine, da. Bine, momentul se numește generic România voievodală. Cu toate că poezia mea nu se apleacă în mod explicit asupra temei voievodale, dar titlul volumului din care voi citi se numește Erotico-apocaliptica. Este un volum de poezie construit ca o meditație mistică asupra apocalipsei văzută ca transfigurare în lumină. Și de ce erotico-apocaliptica? Pentru că erosul, atât în faceta lui de eros omenesc, contopitor, cât și în faceta lui cea mai elevată de eros mistic al relației dintre om și Dumnezeu în rugăciune, în taina harului, de asemenea contopitor, că erosul în ambele forme, trăite la modul mistic, la modul ceresc, este cel care ne ajută să trecem peste toate ispitele istoriei, luminându-le cu lumina noastră interioară, primită de la Dumnezeu. Doar așa putem trece peste tot ce este rău, doar așa putem topi aceste cupe ale mâniei dumnezeiești, despre care citim în cartea Apocalipsei, aducând lumina noastră, aducând smerenia noastră, aducând pacea noastră a sufletului, care prin puterea Harului poate fi mai tare decât toate ispitele acestea care vin peste noi. Cultivând acest eros, înțeles ca iubire transfiguratoare. În această lumină se vede din când în când și vechea noastră Dace și vechea noastră Românie voievodală. Atenție, nu într-un mod protocronist, așa cum își propun unii sau încearcă unii să-și închipuie, istoria nu se repetă niciodată identic, doar în infern. În infern, în zona sisifică, ea se repetă. Nu!
primi la Domnului, se preiau numai părțile bune, pentru că păcate și părții și greșeli au existat în toată România noastră și voievodală și dacică și în toate celelalte etape, să nu le mitizăm excesiv, să nu le gândim la modul puieril și patetic. Deci au fost lucruri bune în care credem și care ne luminează până astăzi și au fost atâtea greșeli de care aflăm, dacă îl citim mai mult, istorie, pe care ar fi bine să nu le repetăm. Bun, cam astea ar fi coordonatele principale. Mai este una, tot legată de România voievodată, sau hai să zicem totuși România oarecum mitică, cea a poemului popular cu de rezonanță mistică. Va fi ultimul poem pe care vi-l voi citi. Este o meditație teologică asupra a două moduri de a-L adora pe Dumnezeu. Este un poem dramatic, scris ca un dialog între două grupuri de personaje, un personaj și un grup de personaje. O fecioară cerească se roagă lui Dumnezeu, probabil că este o sfântă care din cer se roagă lui Dumnezeu, și apare, ne amintim de mitul călușului, deci avem călușarii noștri mistici din tradiția noastră populară care aduc niște rituri foarte vechi, tot de unire dionisiacă, să zicem, cu Dumnezeu, prin joc, prin cânt, prin dans, printr-un dans ceresc, un dans de foc mistic, care îi înalță pe dansator spre Dumnezeu. Sunt două moduri de a te apropia de Dumnezeu, prin rugăciune și printr-o artă elevată, o artă a dansului. Ei, apare un dialog mistic între cei doi adoratori sau ai lui Dumnezeu, cei trei călușari ca o echipă, ca un tot unitar, și fecioara care se roagă în calitatea ei lui Dumnezeu, în care unul îi provoacă pe alții de a prelua și celălalt mod de închinare. E un dialog dramatic și o luptă oarecum chiar periculoasă. Îi veți vedea rezultatul în acel ultim poem, care e un pic mai lung, Călușul se numește. Așa. Bun. O să începem cu poemele scurte. Cu toate că suntem vară, pe timp de vară, voi începe un cântec de Crăciun, pentru că acesta, Crăciunul, este momentul nașterii, momentul, și e vorba de o naștere mistică, dacă vorbim de o dacie mistică, vom porni de la o naștere mistică, taina muntelui, taina fecioarei, eu, tu, noi, întotdeauna, mereu, în taina ta mă iei, Doamne, și mă așez, în taina tainelor inimii tale. E cerul o spirală răsucită, cu globuri de Crăciun și felinare. Printre ele petrec taina muntelui și iată intru în uterul subpământean, trecând cu piciorul pârâul cu pești cristalin, o lumânare aprinsă în slobodă calea. Respiră uterul în miezul pământului și eu în el și în mine el și leagă-ne steaua, trupul cel mic înfășat, taina muntelui, steaua, fecioara. Și în mine tu, și leagă-ne seara, în munte fecioara, și ies la străluce, în stelele în cruce, spirala și-o cern, peste cer și în noi, când pruncul răsare, în inima floare, deschisă în spirală, în grota domoală, genunchii în col, când ți-i pleci, și leagă-ne inima. E steaua pe frunte, în taina de munte, acum de Crăciun, când stele se adună într-un pumn de copil și luna înfășoară cuvântul și curge în tril neînceput. Și leagă-ne peștera, inima mea legănată, când timpul ți se ascunde sus în palme, închiși sunt ochii, când fulgul se coboară între sânt și neatinsul peștera atinge, închisă-i peștera bogată, când pruncul printre noi acum rămâne.
acasă. Aici dorm icoanele și se odihnesc. Sfinții ce niciodată nu dorm. Obrajii icoanelor, iată, se culcă și dorm la oaltă. Și trece în tihnă stăpâna și tainicle șterge cu mâna. Culcate pe scânduri de lemn, dorm chipuri ce streze etern. Culcate pe scânduri de tei, obraze dau vieții temei. Închise pe scânduri de brad, sunt brațe ce ieda nu ard. Și lumea o îmbracă întreagă când tainic îmi spui că ți-s dragă. Și lumea o îmbracă în scuturi când noi ne topim în săruturi. Când ei se topesc în săruturi, să smulgă ale lumii începuturi și zguduie lumea în goană când toți ne topim în icoană, icoană ce-ți intră pe prag, când toți ne topim își de drag. Și Dacia. Pas cu pas, frumusețe cu frumusețe, iată cum crește această fecioară. Iată și mirii de lângă ea, mirii tăi, cu inimi blânde și trupuri voievodale, înconjurând nisipul solar, spre a-și așterne frunțile în fața ta. Și apoi, îmbrățișarea frățească a inimilor mari voievodale, frumusețe de frumusețe, spic după spic și pas după pas, iată cum acoperă această țară cu dorul tău, în frumusețe de frumusețe și în dor după dor, așteptându-te. Și acum poemul Călușul. Trei căluși de foc și o stea, mon amour. Trage cerul de perdea, mon amour. Trage lumile de dinți, mon amour. Și genunchile fierbinți, mon amour. Trei căluși fierbinți și un foc, mon amour. Trage cerul de ghioc, mon amour. Trage inima de frâu, mon amour, într-al serii dor târziu, mon amour. În aserilor de vremi, mon amour, când născut-ai printre vremi, mon amour, trei căluși de foc fârtați, mon amour, din genunchi îngemânați, mon amour. Doamne, du-mă în palma ta, mon amour, pune-mă în ghioc de stea, mon amour, gura fetei se ruga, mon amour, iar călușul ce zicea, mon amour? Doamne, culcă-mă în zări, mon amour, în acelului cărări, mon amour, visa nopții turturea, mon amour, iar călușul ce zicea, mon amour? Trei căluși veniți din zări, mon amour, în albastrele căldări, mon amour, s-aruncau prin ochi de zam, mon amour, fata lumea o juca, mon amour, trei căluși din depărtări, mon amour, fata lumii în născări, mon amour, se învoira o juca, mon amour, în acelului perdea, mon amour. Trei căluși de foc fârtați, dragii mei, în genunchi îngemânați, dragii mei, cum voiți a mă juca, dragii mei? Ce cătați la casa mea, dragii mei? Casa mea e loc curat, dragii mei, de arhanghel măsurat, dragii mei, ocrotit de heruvin, dragii mei, și nu vrea a lumii spin, dragii mei. Foc din foc suntem și noi, dragă fa, trup din cer și inim noi, dragă fa, foc înalt din cerul sfânt, dragă fa, care pâlpâie în cuvânt, dragă fa, foc din foc, că suntem frați, dragă fa, dintre-i sori îngemănați, dragă fa, lumea în jocuri s-o rotim, dragă fa, n-avem voie să o oprim, dragă fa. Frați de foc și rupți din cer, dragii mei, eu nimica nu vă cer, dragii mei, jocul vi-l puteți juca, dragii mei, dar ce vreți la casa mea, dragii mei? Casa mea e loc ferit, dragii mei, de heruvii mi-o crotit, dragii mei, într-al duhului răgați, dragii mei, ce voieți am fi năcați, dragii mei? Nu voi întenecăji, dragă fa, nici genunchii ați juli, dragă fa, ce-a te prinde în joc frumos, dragă fa, din cuvântul luminos, dragă fa. Nu voi a te întrista, dragă fa, nici călcuioți luneca, dragă fa, ce-a te duce în înalt, dragă fa, într-acelului asalt, dragă fa. Cerul mi-l lăcași deja, dragii mei, la ce voi am mai juca, dragii mei? Domnul este al meu stăpân, dragii mei, și nu voi un alt jupân, dragii mei. El în cer m-a așezat, dragii mei, ce mi-i lumea de supleat, dragii mei, ce mi-i jocul mișcător, dragii mei, de voit să mă cobor, dragii mei. Trei căluși de foc plecau, dragii mei, și pe fată mi-o slăbeau, dragii mei. Doar toiagul și-l lăsară, dragii mei, să-i aștepte pândiseară, dragii mei.
iară sara când veni, dragii mei, și când fata se porni, dragii mei, pe Hristos a-L ruga, dragii mei, și din ochi a lăcrima, dragii mei. În cea sară de apus, dragii mei, orice vorbă s-a răpus, dragii mei, ruga inimii a secat, dragii mei, iar Domnul a oftat, dragii mei. Cum se face, draga mea, draga mea, că nu voia te juca, draga mea, cu cei trei cu ai mei căluși de foc, draga mea, ce în ceruri pururi joc, draga mea, și din ceruri cu temei, draga mea, să cobor în văi de tei, draga mea, și în arțari a se juca, dragii mei, foc și apa închega, dragii mei. Cum se face că nu vrei, draga mea, să-mi aduci parfum de tei, draga mea, și polenuri din arțari, draga mea, cărușarilor cei mari, draga mea? Domnul mi se întreba, dragii mei, iar ușa și închidea, dragii mei, și fecioara lăcrima, dragii mei, și pustiei casa sa, dragii mei. Și tăcu al meu condei, dragii mei, între ceruri și temei, dragii mei, între ceruri pe noptat, dragii mei, fruntea mea îngândurat, dragii mei, așteptând cuvânt din nou, dragii mei, de la Domnul în ecou, dragii mei, de la Domnul în surâs, dragii mei, ce-a rostit să fie scris, dragii mei. Tace ceata de creștini, dragii mei, roua plânge pe sub crin, dragii mei, și obrajii au pălit, dragii mei, inimile au amuțit, dragii mei. Tac și cărți și tac și eu, dragii mei, tace un ceaslov prea greu, dragii mei, și un pidalion cu târg, dragii mei, peștele se face mâlc, dragii mei. Și din mâlcul nepătruns, mon amour, iată o voce s-a desprins, mon amour. Voi, creștini și mândra mea, dragii mei, toată lumea de sub stea, dragii mei, și popor obișduit, dragii mei, de întuneric cârmuit, dragii mei. Voi, creștini și oameni frați, dragii mei, în dureri încarcerați, dragii mei, frunți plecat în iar maroc, dragii mei, cum uitareți de-al meu joc, dragii mei? Cum uitareți taina mea, dragii mei, flacăra ce-n trup ardea, dragii mei, inima vă înveșmânta, dragii mei, și pământul mi-l rotea, dragii mei. Nu mai știți că-n taina mea, dragii mei, roata cerului cânta, dragii mei, inima o învia, dragii mei, și pământul înviora, dragii mei. Ați uitat de-al meu surâs, dragii mei, cerul când vi l-am deschis, dragii mei, foc din cer când v-a cuprins, dragii mei, pe pământ de s-a prelins, dragii mei. Foc nemistuit de dor, dragii mei, lumea toată o înfășor, dragii mei, o înconjor în cânt de joc, dragii mei. Cum? Cine rămâne sub obroc, dragii mei? Cine nu știe a juca, dragii mei, nu știe ce-i dragostea, dragii mei, cine nu știe a hori, dragii mei, nu știe nici a iubi, dragii mei, inima ei s-o seca, dragii mei, și copiii i-or pleca, dragii mei. I-or pleca în depărtări, dragii mei, peste mări și peste țări, dragii mei, unde jocul nu-i surâs, dragii mei, ce-am rostit să fie scris, dragii mei. Căci jocul-i făcut din foc, dragii mei, saltă lumile într-un loc, dragii mei, și de acolo în pieptul meu, dragii mei, că din foc-s făcut și eu, dragii mei. Jocul joacă cer și stei, dragii mei, și pământul și temei, dragii mei, și rotește neîncetat, dragii mei, dansul lumii legănat, dragii mei. Nu voiți a mai juca, dragii mei, greul a vă lepăda, dragii mei, și genunchii a fluiera, dragii mei, n-ați ieșit din casa, din coasta mea, dragii mei. Nu voiți a mai juca, dragii mei, fruntea a vă despunta, dragii mei, și urâtul a lepăda, dragii mei, ce cătați la nunta mea, dragii mei. Nunta mea e legământ, dragii mei, între cerul și pământ, dragii mei, hora inimilor mari, dragii mei, nunta nunților de țari, dragii mei. Nunta mea e loc curat, dragii mei, peste cerul revărsat, dragii mei, spre a vă prinde în al meu joc, dragii mei, brațile mi-am pus pe foc, dragii mei. Iară fata de auzea, dragii mei, mâinile și le frângea, dragii mei, și pe Domnul implora, dragii mei, Doamne, nu mă lepăda, mon amor, tu mă iar în casa ta, mon amor, crucea inimii ți-aș da, mon amor, și învață-mă a juca, mon amor. În al nopții ars ghioc, dragii mei, fata se ruga cu foc, dragii mei. Iată crucea luminând, mon amor, iată lumile adunând, mon amor, inimile înveșmântând, mon amor, și iubirile rotind, mon amor. Doamne, ia inima mea, mon amor,
și așează în crucea ta, mon amor, ca pe o piatră nestemat, mon amor, taină-n taină se unea, mon amor. Fata, în timp ce se ruga, dragii mei, călușarii se apropia, dragii mei, și la poartă îi bătea, dragii mei, fata lor le deschidea, dragii mei. Și călușii în foc zburând, dragii mei, cu al fetei legământ, dragii mei, a ei inimă purtau, dragii mei, și pe cruce o așezau, dragii mei. În cea cruce luminând, dragii mei, cer și veacuri pe pământ și pământ, dragii mei, respirând de dor mereu, dragii mei, inima lui Dumnezeu, dragii mei. Foc din foc și foc din cer, dragii mei, foc din lună și nu pieră, dragii mei, foc din inimă și gând, dragii mei, cer pământul reunim, dragii mei, reunim pământ și noi, dragii mei, cerul cerului din doi, dragii mei, și a iubirilor iubiri, dragii mei, Domnul azi vă face mir, dragii mei, căci mântirea e joc curat, dragii mei, peste cruce îngemânată, dragii mei, pe sub patima roptit, dragii mei, crucea azi, crucea ta azi ne-a unit, dragii mei, dragii mei, dragii mei, dragii mei. Asta e tot, dragii mei. Deci, acum facem o mică pauză de relaxare, de... Dacă vă rog să dați voie din volumul credit pentru visători, eu încă, dacă nu dați voie una sau două din poezii. Să recitați acum? Da, da. Da, dar oamenii s-au cerut la o mică pauză acum. Da, dar ce se întâmplă, eu sunt foarte emoțiv, m-am dat cu multe emotivitate și nu mai pot citi. Da. Bine, bine. E vorba de un minut sau două. Da, bine, da. Da, da, citiți. Vă rog. Veniți în fața camerei, dacă da, vreți. Da, vin aici la bec, când exact, în ochelare, mi-am înnecat că n-am pus despărțituri, dar poezie, așa că o să citesc exact unde se deschide așa poezia, da? Lumina. Da, mă duc la lumina, da. O mică introducere. Oare ce vede omul care stă pe țăr și privește? Îmi dați voie să citesc eu? Vă rog frumos, vă rog frumos. Și alegeți dumneavoastră și una. Că sunt poezii frumoase, dar alegeți dumneavoastră, vă rog. Îmi pare rău cum am făcut de rușine. Oare ce vede omul când stă pe sân și privește nebuloasa întindere a mării? Poate vise plutind pe catargele timpului, poate nemurirea, poate blânda, poate izbânda asupra sinelui, poate zborul, poate și totuși nimic din cele ale firii peste care el să nu se înalțe ca unic stăpân în taina poemelor cosmic înzidite, frumos cuvânt, înzidite. Bun, Pisanie. Aici stau expuse de milenii, petrecute din solare în solare gânduri, călătorii ce au tras la scara verbului un drum. Pezarea lui acum urc din treaptă în treaptă spre cântul tainic de sirenă, păstor de vise precum un zeu înveșmântat în aurite zale. În aula Olimpului stelar de idealul veșnic arzător, lăcaș am înălțat iubirii, astăzi Io, binecredinciosul poet Ion. Vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte frumoasă. Vă dă Dumnezeu la această realitate și mai e rău că m-am putut prezenta la nivelul calității mea. Da, îți plăcere, da. Vă voi vorbi un pic despre Alexander Nevski câteva cuvinte. E un personaj cam de... un sfânt cam de rezonanța lui Ștefan cel Mare pentru noi, pentru români. Anul trecut în Rusia s-au prăznuit 300 de ani de la nașterea lui Alexander Nevski. Bine, rar prăznuim și ziua nașterii la Sfinți, dar mă rog, la Maica Domnului și la Sfântul Ioan Botezătorul o prăznuim, pe zi, are și importanța ei. Este din categoria Sfinților Militari, foarte iubiți de ruși, a Sfinților Militari și militari și diplomați înțelepți. Deci prin asta se aseamănă cu Ștefan cel Mare, bine, sunt și diferențe în sensul că Ștefan cel Mare a purtat mult mai multe războaie și a trăit mai mult, Alexander Nevski a trăit mai puțin și s-a remarcat doar prin
două bătălii importante, dar acelea au creat istorie. Una dintre ele este ecranizată, prezentată de marele regizor Sergei Eisenstein în filmul omonim Alexander Nevsky, un film din 1938, un film care și el a făcut istorie la rândul lui, de fapt este filmul cel mai cunoscut despre Alexander Nevsky, unde sigur că, bine, Eisenstein era un regizor genial, dar un regizor ateu și atunci el îl prezintă pe Alexander Nevsky doar ca mare voievod, erou civilizator, erou care, care strânge toată comunitatea rusă la luptă împotriva teutonilor, dușmanii principali sunt teutoni. Așa, vă mulțumesc că ați sosit. Așa, eu acum le vorbeam un pic despre Sfântul Alexander Nevsky. Așa. Puneți, nu pe acolo în state puneți mâncării ca să nu fie pe masa cu cărți. Și cafelele sau ce aveți, da. Așa. Încă o asemănare, tot vorbeam de asemănările dintre Alexander Nevsky ca sfânt militar și diplomat în același timp cu Ștefan cel Mare. Bine, ceva între Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân ar fi, deci, dar hai să zicem mai aproape de Ștefan cel Mare, pentru că sabia a fost importantă, definitorie și pentru el. De o parte teutonii, de altă parte erau tătarii, marele imperiu mongolo-tătar, care ataca Rusia, îi umilea pe ruși, însă era prea puternic la ora aceea pentru ca rușii să își permită să meargă asupra lor cu șanse de succes. Și atunci Nevsky își estimează forțele și înțelege că va trebui să ducă o politică diplomatică cu marea foardă, o politică ce a fost dusă timp de sute de ani. În schimb, teutonii, cavalerii teutoni erau mult mai aproape, bine, Nevsky, deci el era în zona Pskovului, deci deasupra actualului Sankt Petersburg, care pe atunci nu exista, deci era granița de nord-vest a Rusiei și teutonii reprezentau amenințarea imediată, erau și foarte apropiați, erau și foarte virulenți în a-și impune credința, ceea ce mongolo-tătarii nu făceau. Mongolo-tătarii doar jefuiau. Dincolo era vorba de, hai să zicem, un gest de tip imperial, cu toate că nu era vorba de un imperiu, dar teutonii vroiau să schimbe modul de gândire, adică ființa națională prin schimbarea credinței. Jeful era oarecum pe planul 2, deci alt tip de civilizație, ca să zicem așa. Bun. Acum e vorba de bătălii câștigate, e vorba de bătălii câștigate cu o armată mult mai mică decât cea a teutonilor, cu ajutor dumnezeiesc. Sunt consemnați, e consemnat în scrierile vremilor ajutorul minunat de la Dumnezeu. Se vedea la un moment dat o oaste cerească care ajuta armata rusă. E vorba de, acum vă povestesc despre bătălia de pe un lac înghețat, care era celebră și care a fost ecranizată de Eisenstein. De asemenea, câțiva călugări primesc binecuvântare de mănăstire pentru a lupta, apropo de lupta chiar și a fețelor monahale, uneori atunci când țara are nevoie de tine și când alții nu sunt, era vorba de consumarea fizică a forțelor terestre, deci nu avea cine să lupte și că au fost câțiva călugări care și-au sfințit viața printr-un astfel de sacrificiu. Bun, deci cam asta este în mare despre, despre Alexander Nevsky. Deci, cum am spus, anul trecut Rusia a sărbătorit 300 de ani de la nașterea sa. Eu am reușit să organizez în București un ciclu de filme făcute în Rusia, la Centrul Rus din București, unde
vină, mă rog, vine public român, am adus câteva filme al Alexandru Nescu și încă câteva filme mai puțin cunoscute, tot numai filme de ficțiune, nu documentare, care îl au ca centru sau se inspiră din viața lui Alexandru Nevski. Sigur că interesant era când se va putea vorbi de Nevski ca de un sfânt creștin ortodox și nu doar de un mare voievod. Aproximativ din perioada, un pic înainte de Glasnost, de epoca libertății cuvântului, s-a realizat și un film hagiografic pe care l-am prezentat acolo un pic după anii 90, dar nu vi-l prezint aici, deci se cheamă chiar Viața lui Alexandru Nevski, un film destul de bun. Filmul pe care vi-l prezint în rusește se numește Gospodin Veliki Novgorod, adică, bine, rușii aveau un mod de a se adresa, de a aproape se adresa cetăților medievale cu cuvântul Gospodin, care înseamnă domnul sau stăpânul. Deci nu înseamnă o personificare, dar un fel de nu evlavie, dar respect profund. Poftiți? Glorificare. Da. Glorificarea faptului. Nu e vorba de fapte. Evlavie populară, spun sau. Nu, este vorba de un mod de a respecta în mod profund o cetate. O cetate care are implicit un grad de sfințenie, chiar dacă este vorba de o sfințenie înțeleasă în mod laic. Fiecare cetate avea un zid de întărire, cum se știe. Cuvântul Kremlin, asta înseamnă la ruși o cetate întărită, deci fiecare cetate medievală își avea Kremlinul său. Filmul pe care vi-l prezint în seara asta, deci acest, eu l-am tradus pur și simplu Novgorod cel Mare, adică sau cetatea Novgorodului, pentru că termenul ăsta, domnul Novgorod, nu sună deloc bine în limba română, adică nu se folosește așa ceva. Deci e făcut în 1984, avem un regizor, Alexei Saltykov, mai puțin cunoscut, dar iată, și un film pe care l-am dezgropat întâmplător cu ocazia cercetărilor pe care le-am făcut anul trecut de a căuta filme despre și culmea că am dezgropat un film bun. Da, un film făcut de un studio care între timp a dispărut, dar cinematografic, adică a fost mai greu de obținut drepturile, până la urmă am reușit, tot grație Centrului Rus din București avem o traducere în limba română, că altfel ne-am fi chinuit și e totuși e un tur de forță să faci lucrul acesta. Așa, bun, este, filmul este un film de război, deci lucrurile se petrec în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale și anume în 1941, un an cumplit pentru ruși și pentru lumea sovietică și mai ales în partea de vest a Uniunii Sovietice, care a fost prima măturată de frontul Hitlerii, deci efectiv s-a trecut ca prin brânză, să știe că Stalin nu era pregătit, deci a fost o tragedie pentru zonele respective. Novgorod cel Mare este, cum v-am spus, deasupra San Petersburgului, deci un oraș și foarte puțin apărat și foarte apropiat de granițele, mă rog, cu Germania, adică era foarte ușor de ajuns acolo. Cetatea, orașul este ocupat de hitleriști, practic rezistența aproape că nu există, bine, o parte dintre, se creează o mică mișcare de rezistență în sensul că o parte din oamenii capabili să lupte fug în zona partizanilor, o zonă foarte, deci un mod foarte riscant de a lupta, că nu aveai arme, nu aveai organizare, mă rog, așa. Ce își propun hitleriștii? Nu aveau ce distruge în Novgorod, nu existau forturi militare, totuși nu vroiau să radă toată populația. Își propun să distrugă centrul cultural al orașului, pentru că înțeleg că în simbolurile culturale stă inima poporului. Deci ei vor să distrugă acel Kremlin, cetatea veche și odoarele păstrate în muzeu. Deci ce fac lucrătorii muzeului, deci e vorba de un muzeu de istorie al orașului, un oraș mic, un muzeu care le conținea cam pe toate, încearcă să evacueze din muzeu toate lucrurile importante.
Oamenii se baricadează într-o biserică, mă rog, știm scenariul clasic, biserica este amenințată de invadatori, de hitleriști, este asaltat acest Kremlin, îi se dă foc și tot hitleriștii doresc să detoneze aceste odoare. În moment când intervin partizanii care își propun să distrugă cu explozibil toată această, adică să distrugă explozibilul de detonare, sigur, punându-și viața în joc pentru acest lucru. Bine, este un scenariu destul de clasic de film de război, foarte bine jucat, în general cu actori puțin cunoscuți, adică nu întâlnim superstaruri, dar foarte bine jucat, mai ales pe scenele de masă, de emoție colectivă, de tensiune. Sunt anumite momente când, cu toate că lucrurile se petreceau în plin ateism, deci 41, când se simte ajutorul minunat al Sfântului Alexander Nevski, care se consideră un patron al zonei. Bine, sunt multe minuni consemnate în hagiografiile ruse ale Sfântului, chiar la moartea lui i s-a, mă rog, a apărut un hrisov în mână, deci evlavia populară a existat de la început, în jurul său o altă asemănare cu Ștefan cel Mare, deci secole de evlavie populară și consacrare oficială, desigur, mult mai târziu. Momentele acestea de apariție minunată sunt, știți că sunt destul de riscante în cinema, pentru că nu e greu, ai închis camera, ai deschis-o, ai pus personajul, ai scos personajul, e rătușca, nu e rătușca, bun, dar cine crede? Ei, sunt făcute destul de convingător, este bine și sunt într-adevăr momentele potrivite când Alexander Nevski apare, figură ecvestră, bine, este tipic pentru sfinții militari, cum e și Sfântul Gheorghe. Apropo, chipul din film al lui Alexander Nevski, bine, un tânăr blond, este foarte tare apropiat de imaginea impusă de Sergei Eisenstein. Nu exista portretistică la vremea respectivă, deci suntem înainte de epoca barocă când se mai făcea așa ceva, deci nu a existat niciun portret, așa că prototipul iconografic e cel impus de Eisenstein. Asta este, mă rog, a fost într-adevăr o interpretare foarte bună care a creat istorie și atunci în manualele de istorie putem vedea acest chip pe lângă, știu, diferite statui. Și acest ajutor minunat, cum v-am spus, apare în câteva momente discret, dar convingător și simțim că ajută cetatea pentru că până la urmă să respingă această năvălire din partea hitleriștilor. Și mai sunt niște momente bine speculate și de Eisenstein, un paralelism dintre atentatul teutonilor și cel al nemților hitleriști, adică se simte și că este o anumită continuitate de, să zicem, sânge, rușii simt lucrul acesta. Poate că, deci, mă rog, se oftează, dar se simte că sunt anumite, că uite, vorbeam dușmanul personal al cetății, din păcate sunt anumite momente când aceste, știu eu, elemente malefice care apar între nații, uneori, nu știu, anumite sufluri ale istoriei le fac să explodeze. Din păcate, da, adică, uite, e ca un virus pe care îl păstrăm rezident și din când în când el mai explodează în corpul nostru când se distruge un echilibru, că altfel noi e normal să-i conținem acest virus, fără ei nu trăim, dar trebuie să existe un echilibru între noi și ei, între sistemul imunitar și așa mai departe. E, și aici este un moment, bine, este bine, a fost intens speculat și de Eisenstein, deci atunci era o perioadă, cu toate că Eisenstein făcuse filmul înainte de conflagrație și chiar nu, mă rog, chiar era în perioada prieteniei dintre Uniunea Sovietică și al treilea Reich, așa. Deci nu exista o intuiție, dar după aceea filmul a fost foarte bine primit, tocmai datorită acestei, să zicem, premoniții cinematografice. Așa. Și iar acum tot se simte aceeași, hai să zicem, același blestem al istoriei, că apar aceleași conflicte și totuși e, sigur că este vorba de o volută de cam 500 de ani și totuși lucrurile într-un fel se repetă. Sunt anumite secvențe din
filmului Eisenstein, mă rog, cu aruncarea unor copii de către nemți într-un cuptor de foc, niște scene din acestea foarte dure, care sunt iarăși citate. Ce m-a impresionat pe mine este această fuziune dintre planul istoric al celui de-al doilea război mondial și faptul că rușii atunci mai credeau încă în ajutorul sfinților, cu toate că oficial exista ateism și mulți propovădăiau ateismul și totuși ajutorul se simțea, deci exista și în credința lor și înseamnă că totuși l-au și simțit. Bine, au avut curajul și voie să scrie despre el, mă rog, și să ecranizeze despre el, uite, în 88, adică mult mai târziu, dar totuși înseamnă că s-au păstrat niște legende, niște consemnări, niște memorii, după care s-a putut scrie și un asemenea scenariu care întotdeauna conține multe elemente de adevăr. Și desigur mi-a plăcut și jocul de bună calitate al actorilor, tensiunea foarte bine susținută și relația asta foarte vie, osmotică dintre prezent și trecut și că uite simțul ăsta că sfinții ne ajută și peste sute de ani și că sunt sfinți protectori al unor regiuni, al unor locuri și uite cum, pentru că știm că sfinții unor popoare care uneori sunt dușmane sunt totuși prieteni în cer, adică suntem convinși că, uite, Sfântul Alexander Nevski e bun prieten și cu Ștefan cel Mare și cu, alții sfinți români, sfinți voievoși, în general cu sfinții militari, cred că și noi trebuie să ne inspirăm așa de la sfințenia lor pentru a transcede părțile care ne fac, mă rog, ne opun sau care ne aduc în conflict, spre a găsi aceste numitoare comune care sunt și țin de zona spiritului, adică dacă totuși suntem orientați spiritual, le vom găsi cu siguranță. Bine, vă mulțumesc, vizionare plăcută. La sfârșit, mai schimbăm câteva vorbe, dacă doriți. Deci filmul ține aproximativ o oră și jumătate, cât o oră 40, da, o oră și jumătate. Da.